Oh, eu ce nu-i la calculator. Ia să-mi fac eu puțin de cap. Hei, ce este acest folder pornache? Cred că-l pot decoda. Ia să vedem ce se află aici. Eugene, mi-e frică. Threat has been detected. No! Scan has been completed. Morți, bă, Eugene! Eh, așa trebuie dacă intri în folderul meu. Doamne, a venit în sfârșit momentul să mă apuc de acest episod de mituri și legende Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ok, domnule V-Rabbit, sau mai degrabă Glitchtrap, conform unui fișier dezvăluit de către Links4, va trebui să purtăm o conversație foarte serioasă. Care este scopul tău? În episodul anterior am teoretizat cum cățelul lui este de a fura remnantul sau chiar sufletele jucătorilor. Da... mai degrabă ar fi trebuit să spun conștiința, ar fi mai logic așa, nu? Jocul conține 3 endinguri, cel puțin așa putem cataloga cele 3 secvențe ce ni le dezvăluie Glitchtrap. Primul este cea reprezentativă în care tu, playerul, ai luat locul lui Freddy pe scenă în timp ce iepurele nostru dansează grandios în cinstea victimei prinse, ceea ce simbolizează planul lui William din trecut de a trage copiii îmbrăcat în costumul de Spring Bunny. Un ending alternativ ar fi cel în care pentru o secundă putem privi prin intermediul lui Glitchtrap, iar cel de-al treilea ending este cum tu ești dat lăsat uitării într-o cameră unde cel mai probabil au fost sau încă există persoane capturate, sau mai concret, conștiințe capturate. Am concluzionat ce ar putea reflecta primul ending, așa că până la urmă, care este scopul celorlalte două endinguri? Ei bine, răspunsul îl găsim chiar în intro-ul jocului, unde surprinzător, prin disclaimer, ne spune următorul lucru. You acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Fazbear Entertainment nu este responsabil pentru eventualele transferuri de conștiință. Ups! Cel de-al doilea ending reprezintă cum Glitchtrap ți-a furat conștiința în momentul aplicării sfaturilor oferite de către Girl Beta Tester, tu luându-i locul lui Glitchtrap, iar Glitchtrap prelung corpul tău. Ultimul ending se prea poate să aibă două sensuri. După cum am spus mai devreme, în primul rând ar putea să-ți fure conștiința și să te țină captiv pentru totdeauna, dar în același timp se prea poate să dezvăluie faptul că tu vei fi pentru totdeauna blocat în acest joc, iar el va profita de portița de ieșire către realitate prin intermediul tău. În ciuda faptului că după ce îndeplinești ceea ce Girl Type ne îndrumă, vei primi un plus și Glitchtrap, deși din partea jocului nu avem niciun pic de satisfacție. Pe parcursul tape-urilor prezentați de către Girl Beta Tester, care, apropo, din cele dezvăluite de către ea spre final, acestea nu sunt în ordine. Iar ăsta este un detaliu foarte important, pentru că așa putem deduce ceea ce de fapt s-a întâmplat cu Jeremy și de unde a provenit cu adevărat Glitchtrap. De unde vine toată această nebunie cu Jeremy? În episodul anterior am aflat cum în final mintea lui a luat o raznă, fiind forțat să își dea demisia. Însă există un loc destul de ciudat în care ne este explicat cum că în supplier Home, se afla un fel de unealtă folosită la tăierea hârtiilor, ceea ce l-a ajutat la modelarea designului jocului. Însă ceva foarte ciudat s-a întâmplat mai târziu, ustensila respectivă devenind modul prin care Jeremy și-a încetat viața, conform spuselor lui Matt Pat în ultima sa teorie, dovedindu-ne în următorul tape. Have you ever heard of a guillotine paper slicer? It sounds made up, but it's an actual piece of office equipment. I didn't even know we had one in the supply room. I guess the more common at businesses that do a lot of graphic design work. I remember seeing one when I was still in school, and even then, I knew how dangerous it looked. I was always afraid of losing a finger. That seems so silly now. Jeremy used to do design work. I guess that's how he knew it was there. There was something that looked like a Halloween mask laying on the floor. I didn't understand. Ink must have spilled. It was only then that I heard a shuffle from the testing room and realized Jeremy must be there. I went back and peered in the window. I couldn't see his face. He had ink spilled on himself as well.
Cerneala de care Tape Girl ne explică nu este lăsată de către Bendy, ci de către Jeremy. Mai concret, sângele acestuia în urma mutilării feței prin care ne este asociată cu o mască de Halloween. Ăsta cred că este cel mai întunecat lucru prezentat în toată această franciză. Aparent, după ce Jeremy a luat-o razna, acesta și-a mutilat fața și a ajuns în acest stadiu oribil. Motivul? Se pare că Glitchtrap l-a influențat să facă într-un fel asta, ceea ce confirmă încă o dată că acest caracter este unul dintre cele mai periculoase din toată franciza, ce îți poate manipula conștiința cât și corpul. În cazul în care sunteți curioși să aflați ordinea tape-urilor, am să vă las în continuare o imagine pe ecran. Însă nu se termină totul aici, nu am dedus motivul de care Willy Willy se află aici și totodată cum și unde se plasează FNAF Help Wanted în franciză. E bine, la final, după tot, după FNAF 6. Oh, de Eugene, cum poți spune că William este în joc dacă el deja se află în Ultimate Custom Night blocat către bunul nostru prieten, între ghilimele, chestii din luar ar Dumnezeu să-i dea drumul odată lui Willy. Eugene, complotezi împotriva binelui? Ești de partea lui William? Omorâți-l! Fazbear Entertainment a făcut o mică chichiță la acest capitol. Tape-ul următor oferit de către Girl Beta Tester ne explică cum compania a decis în urma bugetului limitat, care cu siguranță a fost o scuză pentru a introduce un circuit board destul de interesant. Și de ce spun asta? Pentru că în momentul în care acest circuit board a fost introdus în jocul FNAF VR, Glitchtrap și-a făcut prezența, deoarece acest circuit conține conștiința lui William. Acum rămâne să răspund la întrebarea, dar cum e Eugene? William a fost eliberat din Ultimate Custom Night și introdus în FNAF VR? Ideea e că nu a fost eliberat. William încă își petrece eternitatea alături de Mr. Hippo, mai exact sufletul acestuia. Însă, conștiința sa, circuit board-ul preluat de către Fazbear Entertainment, a fost realizabil astfel încât conștiința lui William să fie preluată și transformată într-un artificial intelligence sub forma unui virus. Descrierea circuit board-ului nu este tocmai una de lăudat, deoarece, din câte ne este dezvăluit, circuit board-ul era destul de vechi și uzat, ceea ce ar semnifica că acesta a fost preluat fix de la costumul de Scrap Trap, deoarece, fiind realiști, fiecare costum din FNAF conține un anume circuit board, un fel de inteligență artificială, un fel de procesor, dacă îi putem spune așa, pentru a duce la bun sfârșit comenzile programate, ca de exemplu animatronii de pe stage. De aici putem deduce clar că aceștia au un cod incorporat pentru a face acest lucru. Să nu mai spun că răspunde la întrebarea de ce animatronii din FNAF 6, inclusiv Springtrap în FNAF 3, este atras de sunet împotriva voinței lui William, pentru că acel circuit board este programat să facă asta. There was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. They sent us that stuff in the first place with no explanation, told us to scan it, said it would expedite the process so we wouldn't need to program any pathfinding ourselves. It was a budget thing, I guess. It was just junk. Circuit boards and things like that. Looked pretty old. Somehow, though, there was usable code on some of it. It seemed to take hold by itself. Things started changing. But then, he started appearing. Iar de aici putem trage concluzia că acea conștiință a lui William s-a legat de circuit board-ul lui Springtrap, ceea ce a dedus la folosirea lui mai departe în FNAF VR. Însă, nu faceți confuzie între suflet și conștiință. Conștiința lui a fost efectiv transformată într-un AI, însă sufletul său încă se chinuie în iadul realizat de către Cassidy. În concluzie, dacă ai îndrăznit cumva să joci FNAF Help Wanted și oarecum ai avut ocazia să realizezi unul dintre cele două endinguri mai speciale, fii sigur că William deja face parte din tine. Codul său este incorporat în creierul tău și să nu te miri mai târziu de ce ți-o mor tot familionul. Vă dați seama că acest lucru este doar o teorie și întreaga poveste este fictivă, însă ăsta este farmecul jocului până la urmă. Să ne transpunem ca și cum s-ar întâmpla ceea ce jocul ne arată. Ce bine că nu am decis să joc FNAF VR, cine știe câți abonați de-ai mei începeam să ucid. Mai pe scurt, William se multiplică prin intermediul tău, preluându-ți controlul, iar conștiința ta este blocată în FNAF VR. Cine știe, poate într-un bun final se va trezi Donald Trump să-l joace, iar William va începe al treilea război mondial nuclear prin intermediul lui. Thank you.
Până atunci, nu uitați să lăsați un like. Dacă bineînțeles mai vreți în continuare noi episoade din această minunată serie, orice like contează din partea voastră. Iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri, vom pune pe bandă următorul episod. Aș recomanda să apăsați butonul de subscribe și mai ales clopoțelul pentru a fi la curent cu noile mele videoclipuri postate din joi în Paști. Până atunci, eu am fost Eugen, toate cele bune, ne auzim data viitoare.